Mariana nu știe carte, are 43 de ani și cea mai mare dorință a ei este să aibă un cal cu care să poată munci în mod special la pădure, pentru că nu are aragaz, deci nu are butelie, cu alte cuvinte, și tot ceea ce face, adică gătește fie iarnă, fie vară, doar cu lemne. Și lemnele duce din pădure cu ajutorul unui cal. El a fost foarte bătrân, l-a vândut recent și acum nu-și poate permite un alt cal, așa că această căruță stă aici goală și fără cal. Dragilor, vă rog din toată inima să o ajutăm să-și poată cumpăra un cal cât mai repede, pentru ca să poată munci cu el, să-și poată aduce lemnele de care are nevoie pentru familia ei. Dincolo de aspectul acesta, Mariana are și o fetiță cu handicap, iar anul trecut locuința ei a fost distrusă, o parte din locuința ei a fost distrusă într-un incendiu. Vă mulțumim că veți fi alături de ea printr-o donație ca să putem să-i cumpărăm cât mai repede un cal. Dumnezeu să vă răsplătească dărnicia!